Bună dimineața, la mulți ani, dragii mei, să aveți un an magic, ați tot primit urări de la mine în toate clipurile, sunt multe clipuri, ascultați horoscopul anual pentru 2021, care sper să fie un an magic, un an în care să primiți cu înțelepciune și încredere schimbările. Nu uitați că schimbările sunt bune, chiar dacă uneori nu ne plac, acestea ne ajută să evoluăm noi, de asta am venit aici pe pământ, să evoluăm, ca sufletul nostru să crească și să evolueze, poate să crească prin schimbare, așa că îmbrățișați în 2021 schimbările. Este horoscop al acestei zile, așa cum v-am învățat, vom avea și un mesaj, un mesaj care spune așa, uitați cât de frumos începem anul. Creează-ți un vis frumos. Ei, cât de minunat! Asta vă doresc în 2021, să vă creați un vis frumos și visurile, visele voastre să devină realitate. Cuvintele tale pot crea cel mai frumos vis posibil, dar la fel de bine pot distruge totul în jurul tău. Impecabilitatea cuvintelor creează exclusiv frumusețe, iubire și raiul pe pământ. Da! Asta este mesajul pentru 1 ianuarie, asta este mesajul anului, sper să vă creați un vis frumos. Cele mai importante cuvinte sunt cele pe care vi le spuneți voi, vouă. Cele mai multe dintre cuvintele noastre devin realitate într-un timp relativ scurt, dar restul devin realitate într-un timp mai lung sau mediu, dar toate devin, bine, unele în viața asta, altele poate în următoarea, nu contează, dar devin realitate, așa că fiți foarte atenți cu mințișoara voastră, cu mintea și cu gurița, ce spuneți pe guriță. Nu vrei să devină ceva realitate, nu spui lucrul ăla. Ok. Scurt și la obiect, că poate ați petrecut azi noapte, ați stat și ați văzut Revelionul la televizor sau eu știu ce ați mai făcut voi, chiar să spuneți cum ați petrecut, dacă aveți tradiții pentru 1 ianuarie, cum petreceți și astăzi cu familia, ce ritualuri faceți, sper că v-ați scris intențiile pentru 2021. Sper că v-ați aprins lumânărele pentru sufletul vostru și că ați iertat tot ce s-a întâmplat în 2020, pentru că e foarte important să fi intrat cu sufletul curat în acest an. Despre asta e vorba, să ne dăm voie să ne schimbăm și să creștem, să evoluăm. Harta pentru 1 ianuarie, avem în afară de planeta Uranus care este în retrograd, nu avem alte retrograde, ceea ce este foarte bine, am început anul norocoș, aș putea să spunem, într-adevăr va fi un an cu multe schimbări, dar mai multe despre fiecare zodie în parte, cum spuneam, 2021 general îl aveți urcat aici pe canal. Soarele, Mercur, Pluto se află în Capricorn, Jupiter și Saturn în Vărsător, Venus în Săgetător împreună cu Karma, Neptun în Pești, Chiron în Berbec împreună cu Marte, care încă se mai află 2-3 zile pe aici, până pe 6 ianuarie va fi în Berbec, Uranus în Taur împreună cu Lilith, Destinul, Nodul Nord, adică în Gemeni, și astăzi, 1 ianuarie, luna se află în Leu. Haideți să vedem rând pe rând, cam astea sunt pozițiile planetelor, nu vi le spun de fiecare dată, dar astăzi am simțit să fac, să spun acest lucru. Haideți să vedem ce fac zodiile noastre în prima zi a anului. Berbec. Aveți ceva dureri de cap, nu neapărat de la alcool, aveți ceva dureri de cap pentru că trebuie să rezolvați o situație urgent, chiar în prima zi a anului, sunteți luați așa pe repede înainte, hai să fac nu știu ce lucru. E, asta e, începeți anul cu muncă, cu bine și a spera să începeți anul și cu planuri profesionale pentru că urmează ceva schimbări aici. Nu veți lucra neapărat, cei mai mulți dintre voi nu vor lucra, dar gândurile sunt tot către zona asta și să rezolvați astăzi niște situații. Taur. Taurii vor să plece sau vin, sunteți pe drum. Fie plecați, fie veniți, fie veți face o mică plimbare, veți ieși pe afară să vă dezmorțiți un pic oasele, să luați puțin aer. Aveți nevoie să vă puneți ordine în gânduri, aveți nevoie să, chiar din prima zi a anului, aveți nevoie să luați niște decizii legate de o călătorie, de un curs, o schimbare. Nu ar strica să discutați cu partenerii voștri despre ceea ce vă deranjează sau despre temerile voastre. Gemeni.
Nativii gemenii au parte de schimbări, au parte de vizite. Astăzi veți merge în vizită sau primiți musafiri, frați, surori, rudele apropiate. Fie discutați cu aceștia pe Facebook, pe Zoom, pe ce alte platforme mai doriți voi, fie îi vizitați, deci vor fi vizite din partea lor. Luați decizii și voi pentru anul 2021 sau măcar le faceți mental, vă scrieți o listă în mintea voastră. Eu vă recomand să vă scrieți chiar în agenda, în agenda planurilor pentru 2021. Ar trebui să aveți o agendă, să țineți acolo o evidență a dorințelor și a ceea ce vreți să faceți, poate chiar și planul, pașii cum a ajuns să îndeplinești acele visuri. Că nu e simplu doar a vreau nu știu ce și mă culc, nu, vreau nu știu ce și fac un plan să ating acel obiectiv, așa că planuri, dragii mei. Rac. Nativii Rac primesc bani încă din prima zi a anului sau perspective financiare bune, asta înseamnă că veți face niște bani. Posibil să aveți niște probleme cu sănătatea asta, să nu vă simțiți foarte bine, oboseală, poate că ar fi bine să o luați ușor cu un ceai, cu o mâncare mai ușoară, poate să vă uitați pe carte, să citiți ceva, să vedeți un film sau, mă rog, să ascultați muzică. Începeți anul cu mai multă relaxare, cu povești, cu prieteni, cu oameni dragi, da, așa, mai pe relaxare, nu vă stresați prea mult în niciun fel. Leu. Pentru lei avem multă iubire în prima zi a anului, este cu iubire, este cu discuții referitoare la subiectul amoros, deci tot ce înseamnă dragoste, copil, casă, logodn, relație, are o însemnătate foarte mare pentru voi și într-adevăr veți duce multă energie acolo. Chiar despre asta este această zi, prima din 2021. Și ceva surprize, cadouri, poate chiar o discuție care să vă încânte din toate punctele de vedere. Fecioară. Pentru fecioare, prima zi a anului aduce o nelămurire în privința iubirii, dar și a familiei. Aveți niște întrebări fără răspuns, aveți ceva care vă deranjează, aveți un subiect despre care ați dori să vorbiți, ați tot amânat și nu ați făcut-o. Nu neapărat să începeți astăzi să discutați despre ceea ce vă deranjează, dar nici să așteptați până în mai, când a trecut jumătate de an. Poate că mai bine să luați de la începutul anului cu a pune, a sublinia ce aveți nevoie să schimbați, dar atenție și modul în care o faceți, să nu fie prea direct sau să începem cu certurile din prima zi a anului, dar totuși să pregătim terenul pentru a avea o discuție serioasă. Balanța. Nativii Balanță au parte de o întâlnire acasă, primiți pe cineva, musafiri, vecini, rude, o întâlnire care vă ajută foarte mult. Poate să vină un frate să vă viziteze sau un vecin sau un prieten sau să vizitați voi de asemenea. Puteți să faceți sau o întâlnire, poate fi și online, nu contează acum, dar această întâlnire va avea o foarte mare importanță pentru voi. Vă gândiți mult la anumite probleme intime pe care le aveți și despre care nu ați discutat. Este momentul pentru transformare, pentru renaștere și pentru a elibera niște temeri, frici, griji, unele chiar inutile, dar puteți să discutați despre ele și să vă dați seama ce este de făcut. Scorpion, aveți de lucru astăzi, bine, poate strângeți prin casă anumite obiecte, poate vreți să donați niște haine, poate vreți să faceți niște lucruri, deși poate că n-ați strica să vă odihniți, voi sunteți puși pe treabă, nu aveți voi nicio grijă, hai să fac, să trec, să nu pierd timpul, că am început un an nou cu multe planuri și am multe de rezolvat, de făcut. Ceea ce este foarte bine, pentru că cine începe anul cu muncă și cu ordine prin casă, așa va fi tot anul. Săgetător. Aveți un motiv de supărare, pe de-o parte, legat de partenerul care a făcut ceva glume proaste sau a băut prea mult, sau a mâncat prea mult, sau i s-a făcut rău, sau a făcut ceva ce neapărat ținea de un factor extern, a ținut de o alegere a sa.
lucruri care vă deranjează, sunteți așa un pic supărați pe aceste alegeri ale partenerilor și încercați să-i schimbați. Total greșit. Mai bine spuneți ce vă deranjează și încercați să înțelegeți că acea persoană poate are nevoie de acea experiență pentru a crește și pentru a evolua. Un pic concentrați-vă pe voi astăzi și pe nevoile voastre. Capricorn. Capricornii au nevoie și ei de relaxare, de odihnă, au nevoie să-și facă planul, pentru că de mâine gata. Chiar dacă este weekend, ce să vezi, voi sunteți puși pe fapte mari. Așa că încercați astăzi să dormiți mai mult, să vă odihniți, să vă relaxați și da, chiar să începeți să vă scrieți exact ce aveți de făcut pentru a nu pierde nici ritmul și pentru a prioritiza, a vă organiza. Aveți ceva vise, premoniții, flash-uri, simțiți anumite lucruri și chiar intuiția este la cote maxime. Vărsător. Motive de bucurie legate de prieteni, motive de fericire legate chiar și de partener. Astăzi sunteți romantici și vă stați cu partenerii, cei care sunteți în cuplu, normal că sunt și cei care sunt singuri, sau dacă sunteți singuri, visați la un parteneriat, așa dați-vă voie să visați, că poate chiar la atrageți în 2021, mai ales că este anul vostru. Dacă sunteți în cuplu, petreceți cu partenerul, aveți acolo niște momente, pasiune, foc, scânteie, intimitate mai multă, înțelegeți aici ce vreau să spun. Dacă sunteți singuri, dați-vă voie să visați la Făt Frumos sau Ileana Costânțeana, cine vreți voi. Cine știe, poate apare, dar trebuie să mai faceți și voi câte ceva. Să îl invitați la un cappuccino sau să o invitați. Bărbatul trebuie să facă primul pas din punctul meu de vedere. Acum, nu știu pe la voi cum o fi, dar consider că bărbatul trebuie să facă primul pas. Pești. Nativii pești în această zi au parte de provocări, pentru că vor să facă o mulțime de lucruri și nu prea puteți să fiți în același timp peste tot. Iată că ați început anul în forță, să fac și aia. O discuție cu o femeie vă va ajuta foarte mult, veți primi vești bune de la această femeie, susținere și implicarea emoțională neașteptată. Avem ceva situații și financiare pozitive. Aveți, să spunem așa, în față un an cu multe provocări, dar șanse de a crește și a evolua din toate punctele de vedere. Dragii mei, prima zi a anului să fie magică și toate cele care urmează.